La mulți ani. Să știi că Giulia Chelaru nu se destăinuie oricui. Adică e o tipă mai degrabă discretă. Dar când cape pe mâna Mădălinei Labrino, care știe cum să știi mai duios așa cum e ea. Cine? Madalina. La Brinoc? Da. Duios? Da. Tu te vede aici că te întreabă și ce ai mâncat și ce ai... Da, duios. Doamnelor, domnilor, mai sinceră și mai deschisă ca niciodată, răspunde chiar acum provocării mele, Giulia Chelar. În momentul în care a venit această surpriză din partea lui Costi Ioniță la... în Constanța mi s-a părut ceva wow, ceva un vis frumos de venit realitate. Gândește deodată să fii într-o trupă, să ai albumul înregistrat în 4 zile, deci era albumul gata, și după care să începi, să înceapă nebunia, spectacole, tot ce vrei. Râdeam mult, ne opream la un fast food celebru, toată lumea îl știe, și ne cumpăram de toate. Țin minte că nu ne mai puteam opri, dar nu știu de ce, era o foame din aia gravă de... Țin minte că luam vreo 2-3 sandvișuri de alea, Andreea țin minte că lua foarte multă înghețată, îi plăcea înghețata cu caramel și mi-aduc aminte că era distracție în mașină, mai ales atunci când dormeam una pe umărul celelalte, și la un moment dat țin minte că m-am trezit efectiv pe jos, atât de obosită eram undeva la picioarele lor. Ce refren ți-a rămas cumva cel mai de suflet din perioada exotic? Sexy, sexy, știu că mă vrei, toată noaptea te gândești la femei. Sexy, sexy, nu mai visa, hai la mine la o cafea. Câteodată mi-ar plăcea mie să nu mă mai, să zic... Să nu se gândească ce aș putea să spun eu la un anumit lucru, da? Deci mi-ar plăcea să fie mai hotărât și să spună lucrurile așa cum s-au întâmplat. Câteodată le mai dă după colț și după gard. Te minte ca să nu te supere? Da! Și eu, la rândul meu, toată viața mea am făcut așa mici minciunele. De ce? Nu știu, nu mă întreba, probabil că se trage din copilărie. Ai înșelat vreodată? Depinde cum traduci înșelatul ăsta, pentru că e cu dus și întors, e cu mai multe fețe, e cu mai multe... aș putea să spun că de când m-am născut până acum, da. Asta e dură ca întrebare. Eu n-am decât o căsătorie, 17 ani, cum să... 17 ani a fost bine și chiar a fost bine cu Bogdan, doar că nu, până acolo a fost. Pur și simplu n-am mai avut chestii comune, ca să spun așa, dar el a rămas acolo, cum și eu de altfel, am rămas acolo ceva special, sunt 17 ani. Julia, cât de mult te-a durut sau ce ai simțit atunci când ai citit că fostul tău soț a cerut-o în căsătorie pe Cătălina Ponor? O știam și pe... am fost cumva prieteni odată. Ați fost prieteni? Da, prieteni cu toții odată, dar ce să spun... Eu nu m-am gândit la... Oamenii se întâlnesc, lumea e mică, Bucureștiul e mic, cumva... Ce să mă gândesc, ar fi luat pe una din Honolulu? Nu, tot aici, în București, persoane pe care le cunoaște, nu m-am mirat absolut deloc. În ce măsură crezi că a fost atracție între ei de pe vremea când erați cu toții prieteni? Eu nu cred că a fost. Dar a fost între voi dragoste la prima vedere? Nu știu cum să o numesc pe asta, cu dragoste la prima vedere. El, dacă a fost îndrăgostit de la început, a fost cel care s-a uitat la televizor, Giulia, vreau să te cunosc, eu spuneam, a, nu, că nu vreau să mă întâlnesc și așa mai departe. Dar tu, când l-ai văzut prima dată, ce ai simțit? Ai simțit că e bărbatul vieții tale atunci? Nu neapărat, vrei să te mint? Nu vreau să mint. La un moment dat s-a scris, s-a exagerat foarte mult, probabil că a fost doar un titlu ca să atragă, nici cred, ei nu credeau în articolul respectiv, dar au exagerat puțin la modul că Giulia a intrat în depresie, că nu poate să facă copii. Te-ai gândit vreodată să faci un tratament ca să faci un copil? Nu, n-am făcut niciodată, de ce? N-am făcut niciun tratament, nu.
Dar te-ai vedea mămică de fetiță sau de băiețel, dacă ar fi? Cred fetiță. Mai drăgălașă, mai cu minte, mai... Să nu-ți fie frică să te desparți de cine. Mie mi-a fost foarte frică la un moment dat, credeam că se rupe pământul. Am tărăgănat discuția, cea care trebuia importantă pentru noi. De ce? De frică că dacă ne despărțim se duce totul de râpă. Platonică. A fost o dragoste platonică. Am înțeles că și tu ești rac, un rac sensibil. Probabil că și tu ai avut iubiri din astea platonice. Probabil că minciuna, înșelatul. Moartea tatălui meu a fost cel mai dureros pentru că a fost pe neașteptate. Eram în București, eram acasă și eu știam că taică-miu este bine, a suferit un infarct pur și simplu. M-a sunat fratele meu și felul în care mi-a spus, m-a distrus, efectiv m-a distrus. Ce faci? Bă, unde sunt acasă? Ești bine? Sunt bine. Bă, tăticul nostru s-a dus. Bă, și când mi-a spus asta, deci felul în care a spus, eu am crezut că nu aud bine. Giulia, îți mulțumesc tare mult, apreciez deschiderea ta. Sper că Sper că m-ai considerat sinceră. Sunt convinsă că ai fost sinceră, îți mulțumesc tare mult. Și eu îți mulțumesc pentru invitație și, da, întrebările, să știi că au fost poate că cele mai strong din cariera mea de artist, dar cred că am făcut față cu brio. Îți mulțumesc și te mai aștept, să știi. Mai vin.